Doamnelor, domnilor, bun găsit la jurnal. Atenție, Gorjense, vinde carne stricată în halele din Târgu Jiu. Un alt magazin a fost închisă temporar de comisarii de la OPC după ce un consumator a făcut sesizări către aceștia că producătorii nu respectă normele de igienă. Autoritățile ajunse la fața locului au depistat pe lângă mizerie și ustensile ruginite carne despre care nu se știe proveniența, stricată și ținută în anumite soluții pentru a putea fi pusă din nou la vânzare. Oamenii ar trebui să aloce mai multă atenție în ceea ce privește locurile de unde cumpără produsele de origine animală. O spun comisarii OPC care au găsit numeroase nereguli la halele de carne din Gorj. Imaginile pe care le aveți și pe care le-ați prezentat fac mai mult decât 1000 de cuvinte, drept pentru care și noi am rămas efectiv fără cuvinte, pentru că lucrurile nu credeam că pot sta în asemenea fel. Este foarte adevărat că, pe lângă faptul că condițiile în care se lucrau erau unele improprii activității respective, ustensilele folosite erau ruginite, erau murdare, erau la fel de nepotrivite pentru o activitate normală în carmangerie. Spre stupefacția noastră, acest operator economic nu avea autorizație de funcționare din partea Direcției Sanitare Veterinare pentru activitatea de procesare a cărnii. Hala din Târgu Jiu, ce promitea clienților carne proaspătă direct de la producător, a fost închisă pentru că reprezenta un adevărat pericol pentru consumatori. În momentul în care am stabilit aceste abateri, pe lângă sancțiunea aplicată de 40.000 de lei, a fost instituită și măsură complementară de oprire temporară a prestării serviciului respectiv până la intrarea în legalitate, adică până la obținerea autorizațiilor pe care le-am enunțat și până la dotarea cu tot ceea ce este necesar într-o astfel de activitate, dotare profesională. Zeci de kilograme de carne erau spălate și ținute în soluții pentru ca cei care cumpără să nu-și dea seama de situație. Nu avea documente de proveniență, nu a putut să ne prezinte la data și ora controlului, așa cum nu a putut să ne prezinte autorizațiile respective, nu a putut să prezinte avizele de însoțire. Animale nici de unde, nici care era producătorul, nici număr de lot, nici condiții de păstrare. Toate aceste informații care sunt extrem de importante pentru a putea veghea la sănătatea consumatorilor. Am găsit în două recipiente din plastic cantități undeva la vreo 70 sau 80 de kilograme de produse din carne care erau puse într-o soluție, n-aș ști să vă spun ce soluție. Informația neoficială era că acea carne fiind veche trebuia pusă în acea soluție pentru frăgezire. Oamenii susțin că nu de puține ori au ajuns acasă cu produse stricate. Este o măsură care trebuia luată și trebuie mai multe controle în alimentația publică, că lasă de dorit. Veți fi mai atentă de acum înainte când vă faceți cumpărăturile? Da, da. Sunt mai de mult atentă că am pățit-o și... Că s-a întâmplat să găsiți? Da, da, da. E și scumpă și e prea mult adusă și nu se vinde dacă e așa de scumpă. Și să mai verifice șefii ăștia care sunt cu comerțul ăsta ca să mai ieftinească și să fie mai puțină. Sunt atentă că mă uit pe să nu se expire și la lapte, și la alimente, și la carne. Sunteți atentă la etichetă. Da, da, da. Da. Aici la hală sau la piață când mergem, taraba e foarte frumoasă și când ne ducem acasă, castravețe sunt stricate, roșiile sunt stricate, spune așa la grămadă. Și așa la magazinele ăștia ne lasă doamnele să ne autoservim, cum s-ar spune. Preferați de la supermarket unde au etichete? Da, 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 da. Îmi place că mai sigură că ca la oamenii ăștia de la hală. Vedeți dumneavoastră, dacă lungi pentru copii... Nu este singurul caz de acest gen la Gorj. Comisarii OPC au suspendat temporar activitatea mai multor hale de carne.
Tot mai mulți funcționari ies în stradă deranjați și îngrijorați de planul guvernului. Angajații mai multor instituții au protestat astăzi împotriva măsurilor prevăzute de ordonanța de urgență a executivului privind reducerile din domeniul bugetar. Funcționarii au întrerupt activitatea timp de o jumătate de oră, timp în care și-au strigat nemulțumirile. După Casa de Pensii și Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială, grevele s-au extins. Angajații de la Agenția pentru Ocupare a Forței de Muncă Gorj, Direcții Sanitar-Veterinare și Casei de Asigurări de Sănătate Gorj au intrat și ei în diverse forme de protest. Principala nemulțumire o constituie reducerile de posturi. Cel mai important aspect este acesta al predictibilității, al modului în care se fac discuțiile de transparență în tot ceea ce înseamnă ordonanța de urgență privind reducerea cheltuielilor bugetare. Este într-adevăr o perioadă grea pentru toți. Totdeauna instabilitatea este un lucru care ne încarcă cu foarte mult stres. Eu fac apel la calm pentru că lucrurile se vor așeza. Sunt anumite propuneri, ele vor fi analizate, evaluate din perspectiva impactului bugetar și al eficienței fiscale obținute prin luarea acestor măsuri. Protestul a fost unul spontan angajați instituțiilor, fiind nemulțumiți de ordonanța austerității pe care o pregătește guvernul Ciolacu. Prevederile acestei ordonanțe vizează comasarea unor instituții și implicit concedierea unor angajați. A fost un protest spontan al colegilor din cadrul Casei de Județene de Pensii, pe fondul unor nemulțumiri pentru ordonanța care a apărut în presă ca și o formă de draft și pe fondul reorganizării sistemului bugetar, ne dorim asigurarea menținerii locurilor de muncă pentru angajații din case de pensii, ocuparea posturilor vacante prin concurs, nu reducerea efectivă ștergerea lor din cadrul organigramei, fără o analiză echitabilă a deficitului de personal acumulat în timp și a volumului de activități și complexitatea sarcinilor de serviciu. Am primit doar scrisori, doar înainte, doar o listă de revendicări. Unele, v-am spus, sunt aspecte clare, pecuniare, legate de încadrare, de salarizare, de măsuri fiscal-bugetare, altele sunt generice, ținând de respectul sau demnitatea profesiei pe care o au lucruri mai greu de măsurat, să zic așa. Spre exemplu, angajații Casei de Pensii Gorj susțin că din organigram ar dispărea 3 posturi dacă proiectul va trece în forma anunțată. Sindicaliștii atrag atenția însă că în zilele următoare ar putea ajunge să blocheze activitatea instituțiilor. Nu scăpăm de câinii fără stăpân din Târgu Jiu. Fenomenul a devenit unul îngrijorător. Mai mulți cetățeni se plâng de faptul că unele patrupede sunt din ce în ce mai agresive. Deși maidanezii erau ridicați de o asociație din județul vecin, Hunedoara, activitatea a fost sistată până la autorizarea padocului din municipiu, care se află acum în reabilitare. Motivul: cei care se ocupă de ridicarea câinilor au fost reclamații de iubitorii de animale că încalcă prevederile contractuale. Patrupedele capturate pe străzile din Târgu Jiu sunt găzduite timp de 30 de zile în padocul de la marginea orașului, care are o capacitate de 600 de locuri. În această perioadă, câinii pot fi adoptați de iubitorii de animale, însă cum adăpostul a intrat în reabilitare, a fost sistată ridicarea acestora. Înainte, patrupedele erau prinse și duse în județul vecin, la Hunedoara. Suntem într-o perioadă în care nu se poate efectua activitatea de prindere, întrucât odată cu schimbarea operatorului am fost nevoiți să reautorizăm padocul. Din discuțiile care le-am avut cu domnul director al DSV, săptămâna viitoare se va întâmpla acest lucru. Din ce am înțeles, padocul corespunde cerințelor legale în vigoare și probabil în săptămâna următoare societatea respectivă își va relua activitatea pe raza municipiului Târgu Jiu. Municipalitatea alocă pentru gestionarea problemei câinilor fără stăpân o sumă de aproximativ 1 milion de lei pe an. S-a finalizat reabilitarea clădirii Direcției Județene pentru Cultură Gorj și lucrările s-au extins pe o perioadă de 2 săptămâni și s-au ridicat la valoarea de circa 500.000 de lei. Acum, sediul instituției are un aspect cu totul schimbat.
Clădirea Direcției Județene pentru Cultură Gorj a fost vandalizată în repetate rânduri. Fațada clădirii nu mai arăta de multă vreme ca sediul unei instituții de cultură. Directorul Pompiliu Ciolacu Junior a luat hotărârea de a reabilita acest imobil. Lucrările s-au extins pe o perioadă de circa 2 săptămâni și au vizat refacerea fațadei și lucrării la interiorul clădirii. Întreaga investiție s-a ridicat la suma de circa 10.000 de euro. Lucrările la sediu, la reabilitarea fațadei sediu, că asta a fost principala chestie, s-au întins pe o perioadă de 2 săptămâni efectiv. Am montat schelele un pic mai devreme pentru că a fost și vizita raportorului UNESCO și am obținut mai devreme autorizația, nu s-a putut începe mai devreme, dar am terminat în 2 săptămâni, așa cum am promis. Am promis că terminăm în iunie, dar am terminat în august. Nu a depins de noi, ne-am dorit foarte mult să dăm acest semnal pentru Calea Eroilor, ca majoritatea proprietarilor de imobile de pe Calea Eroilor să încerce fiecare după puteri să reabiliteze fațadele în contextul includerii ansamblului Brâncuș în patrimoniul UNESCO. Lucrările au costat puțin peste 10.000 de euro și, așa cum am mai spus, s-au desfășurat pe 2 săptămâni. Refacere fațadă, reparații la fațadă în primul rând. Ea a fost cea mai afectată, lucru pe care și dumneavoastră în presă l-a sesizat și a fost și este, era o chestie absolut reală. Am primit avertismente și de la poliția locală, numai că lucrurile nu depind în principal numai de noi. Noi suntem o instituție care suntem terțiară de credite, nu suntem ordonator principal și ordonatorul principal trebuia să aprobe, chiar dacă erau din buget propriu, toate procedurile, plus că a trebuit să respectăm și noi la rândul nostru toate procedurile legale, însemnând autorizație de construcție, certificat de urbanism, aviz și așa mai departe. Și aceste lucruri au decalat lucrurile cu o lună și ceva. Pompiliu Ciolacu Junior speră ca acesta să fie un semnal de alarmă ca toți cetățenii ce dețin proprietăți pe Calea Eroilor să demareze acțiuni de înfrumusețare a zonelor respective. Controle de amploare în Gorj. În doar 2 săptămâni, inspectorii sanitari veterinari au efectuat peste 100 de controle la patronii din județ. Neregulile nu au întârziat să apară, iar cei prinși pe picior greșit au fost aspru sancționați. În timpul controlelor efectuate în această perioadă, au fost aplicate 19 sancțiuni contravenționale, reprezentând 4 avertismente și 15 amenzi în cuantum de 83.700 de lei și anume. 4 avertismente scrise proprietarilor unor exploatații non-profesionale pentru sacrificarea unor suine fără a anunța medicul veterinar de liberă practică. 1.200 de lei la un bar, întrucât persoana care deservea unitatea nu deținea echipament complet de protecție. 1.200 de lei proprietarului unei exploatații non-profesionale pentru deținerea unor animale neînregistrate. 1.500 de lei unor persoane fizice pentru transportul unor produse alimentare cu un mijloc auto neautorizat sanitar veterinar. 2 amenzi în valoare de 1.500 de lei proprietarilor unor exploatații non-profesionale pentru deținerea în gospodărie și transportul unor suine neidentificate și neregistrate. 1.600 de lei proprietarului unei exploatații non-profesionale pentru neanunțarea imediată a medicului veterinar de suspiciunea de boală animalului sacrificat, care a fost depistat ulterior pozitiv pentru pestă porcină africană. 2 amenzi în cuantum de 1.600 de lei proprietarilor unor exploatații non-profesionale pentru că nu au predat către medicul veterinar mărcile auriculare de la animalele sacrificate sau moarte. 10.000 de lei la un supermarket pentru un nivel necorespunzător al curățeniei. 4 amenzi în valoare de câte 10.000 de lei la 2 laboratoare de cofetărie-patiserie, un fast food și un restaurant pentru întreținerea necorespunzătoare a spațiilor, suprafețelor, echipamentelor și ustensilelor. 10.000 de lei la un restaurant pentru depozitarea necorespunzătoare a unor produse alimentare direct pe paviment. Și 12.000 de lei unui medic de liberă practică împuternicit pentru eliberarea de documente sanitare veterinare în alte condiții decât cele prevăzute de legislația sanitară veterinară în vigoare. Încep controlele în școlile și grădinițele din Gorj. În perioada următoare, autoritățile vor verifica stadiul pregătirilor pentru debutul noului an școlar. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, vrea ca elevii să învețe în siguranță și în spații igienizate atunci când vor începe cursurile. Prefectul Iulian Popescu a constituit o comisie mixtă formată din reprezentanții Inspectoratului Școlar,
a Inspectoratului pentru Situații de Urgență și ai Direcției de Sănătate Publică, ai cărei membrii vor ajunge în licee, școli generale și grădinițe pentru a vedea din timp care sunt unitățile de învățământ fără autorizație sanitară de funcționare, fără autorizație la incendii sau acolo unde igienizarea sau asigurarea dotărilor nu sunt cele corespunzătoare. Potrivit prefectului de Gorj, în multe unități de învățământ s-au făcut deja lucrări de reabilitare și igienizare în timpul vacanței de vară, iar în altele aceste acțiuni sunt în desfășurare. În timpul verii este o perioadă foarte bună de a face diverse lucrări și igienizări. Chiar în această dimineață am avut o întâlnire cu o comisie mixtă pentru evaluarea siguranței în școli. În data de 28 august se va deplasa o comisie mixtă pentru a verifica absolut toate școlile din județul Gorj pe ce înseamnă siguranța în școli. Și atunci vom avea un raport complet. În principiu nu sunt probleme. Am avut o discuție cu întreaga echipă, de la, inclusiv de la antidrog, de la ISU, la poliție, pe cazuri și pe statisticile anului anterior, despre problemele județului Gorj față de alte județe. În principiu nu avem cazuri care să ne pună probleme sau să devenim îngrijorați. Autoritățile speră ca elevii să înceapă cursurile în condiții optime. Peste 600 de locuri de muncă vacante au fost comunicate astăzi de către angajatorii din județ. JOFM Gorj a prezentat posturile pentru care se caută în prezent forță de muncă. Romeo Chiriac, directorul JOFM Gorj, a declarat că peste 600 de posturi sunt vacante în acest moment în județul nostru. Agent de securitate, bucătar, șofer, sudor sau tâmplar sunt câteva dintre exemplele de posturi pentru care angajatorii caută forță de muncă. Pentru astăzi avem 668 de locuri de muncă vacante comunicate de către angajatori. Cele mai multe sunt pentru agent de securitate, ajutor bucătar, ambalator manual, bucătar, conducător auto, electrician, instalator instalații tehnico-sanitare și gaze, îngrijitor spații verzi, lăcătuș mecanic, lucrător comercial, lucrător gestionar, lucrător în pensiune turistică, manipulant mărfuri, muncitor necalificat, foarte multe locuri, operator la mașini înalte cu comandă numerică, ospătar, chelner, vânzător în alimentație, șofer, sudor, tâmplar universal și vopsitor auto. Din acest număr de 668 de locuri de muncă vacante, 11 sunt pentru cei cu studii superioare și aici mă refer la inginer construcții civile, industriale și agricole, inginer electromecanic, asistent social, consilier juridic și kinetoterapeut. Doamnelor, domnilor, urmează acum grupajul de știri pe scurt. Polițiștii din cadrul secției 8 Poliției Rurală Stoina au depistat în flagrant delict un bărbat de 65 de ani din comuna Licurici, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67B din localitatea de domiciliu, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de aproape 1 la 1000. Polițiștii efectuează acum cercetări în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența alcoolului. Polițiștii din cadrul serviciului rutier au depistat în flagrant delict o tânără de 24 de ani din municipiul Târgu Jiu, în timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Nicolae Titulescu, aflându-se sub influența substanțelor psihoactive. Testarea cu aparatul drug test a tinerei a indicat o valoare pozitivă la cannabis și cocaină. Aceasta a fost condusă de polițiști la unitatea medicală pentru a-i fi recoltate probe biologice, fiind întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice de către o persoană aflată sub influența substanțelor psihoactive. Festivalul Berii a început de astăzi la Târgu Jiu, pe insuliță, acolo unde vă așteptăm să vă distrați cu multă muzică bună și bere rece. Vi s-a pregătit o serie de spectacole care vor încinge atmosfera ultimelor zile de vară. A transmis primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu. Vineri va fi o seară dedicată muzicii populare, iar sâmbătă se organizează o discotecă în aer liber. Duminică seara vor urca pe scenă Alina Eremia, Puia, Asu și Luna și trupa Contrasens. Festivalul se va încheia cu un spectaculos foc de artificii. Jurnalul a ajuns la final, eu sunt Corina Dobroiu, rămâneți în alături de programele noastre și nu uitați, știrile continuă și pe site-ul nostru tvsud.ro. Așadar, stați cu noi!